Accidentul s-a produs în jurul orei 12 la intersecția străzilor ale Curuso și Mihail Sadoveanu. Șoferul BMW-ului vira la dreapta, fără să-i acorde prioritate motociclistului. Motociclistul cu capul spre mașină, piciorul la deal și cu fața în jos. Mâna asta era sub dânsul, piciorul înflat. Vehiculul pe două roți a fost făcut praf, iar motociclistul în vârstă de 31 de ani a ajuns la spital. Se află în secție de reanimare, urmează să fie investigat. Șoferul mașinii implicate în accident a refuzat să discute cu echipa ProTV. Nu de comentarii, băieți. Motociclistul circula regulamentar. Atât motociclistul cât și conducătorul auto erau singuri în vehicule. Oamenii legii spun că cei doi nu conduceau în stare de ebrietate.